niciun bărbat nu s-a sacrificat pentru un amor sau pentru avere. Este și acesta un destin. Când s-a îmbrăcat să plece, avea o voletă picantă și blana era foarte discret parfumată, dar mă îndrăgostisem deja fără voia mea. Mai ții minte că ne-am cunoscut? Nu-i așa că vrei să fii soția mea? Gândește-te bine ce faci. Așa e, știi că nu face plăcerea. Dacă m-ai cunoscut-o până acum, ea este logodnica mea. De ce ești fericită că te-am prezentat drept logodnica mea? Târziu, în toiul nopții, după o lungă meditație, am decis să mă confesez ție. Mi-ai dăruit cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Perioada în care am simțit că am atins cerul și stelele. Îți mulțumesc pentru dragostea ta. Te rog să nu mă mai cauți decât de la din cursul sufletului tău. Tu crezi că Elena mai trăiește? Așa cum desfăsă-ți.